promit să spun doar două vorbe despre cele două versiuni tipografice în care regăsiți parabolele lui Isus, cartea lui Andrei Pleșu, o carte despre care am curaj să vorbesc numai în superlative, pentru că mai există și ne bucurăm încă lucruri despre care, cu deplin temei, se poate vorbi în superlative. Ea e cea mai așteptată carte a anului, așa am prezentat-o încă de la începutul toamnei, când încă nu apăruse. De aseară e și cartea anului la premiile România Literară. Astăzi e și cea mai așteptată, nu doar pentru că întârziată lansare la Humanitas. Am avut privilegiu a două lecturi pe cartea lui Andrei Pleșu și asta nu pentru că o găsiți și într-o ediție de lux pe hârtie chamois, pânzată și așa mai departe, și într-o ediție de public larg, ci pentru că mai întâi am fost redactor, prilej cu care m-a încântat pur și simplu perfecțiunea cu care un autor știe să ducă la capăt o argumentație, o carte, felul în care știe să vină cu note, cu referințe, care ar putea fi copleșitoare dacă nu ar fi foarte atent distribuite în pagină, dar mai ales pentru bucuria relecturii, vă spun că am recitit aseară cartea, tocmai pentru că îmi doream să uit lectura redactorului, care e de un anume tip, și să mă bucur și eu, cum cred vă veți bucura și dumneavoastră, de o carte care e despre adevăr, despre poveste, despre un rabbi Isaac care pleacă de dragul unui vis până sub podul de la Praga, apoi se întoarce la Cracovia și așa își găsește cu adevărat comoara. E o carte excepțională pe care sunt sigur o veți ține minte și foarte aproape de dumneavoastră. Dar îl las pe domnul Andrei Pleșu să vă spună cum a făcut de a putut să ne aducă această cea mai frumoasă carte a anului.